Cum ar fi dacă pietrele nu ar mai exista? Pietrele Wonder. Ce ar fi dacă pietrele nu ar mai exista? Pietrele? Da. Dacă pietrele nu ar mai exista, cum ar fi? Mătușa mea, Gwen, a avut pietre la rinichi mai demult și s-a bucurat că au dispărut. Nu, mă refer la pietre precum rocile. Nu sunt drumurile făcute din pietre? Dacă nu am avea pietre azi, nu le-am putea măcina pentru a face beton pentru modernizarea drumurilor. Multe structuri faimoase nu s-ar fi construit, iar minunea de la Stonehenge nu ar mai fi. Sculptorii în piatră nu ar mai avea ce lucra și nici peșteri nu ar mai fi. Wow! Dacă nu am avea beton, nu am putea construi trotuare sau construcții înalte. Și atunci am fi nevoiți să folosim lemn și metal pentru orice, ce ar duce la o cerere ridicată pentru aceste materiale. Așa că pădurile ar fi tăiate toate pentru a avea aceste materiale. Iar fără pădure și pietre, solul s-ar eroda și s-ar inunda. Wow! Cred că pietrele sunt importante. Da, e bine că avem pietre.